Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider și astăzi filmăm. Punct. Haide. Gata? Da. Wow. Eu trebuia să merg în altă parte, dar aparent am greșit. Dar nu-i nimic, știu să ies acolo. Știu. Mă vedeți și pe mine la ochi? La ochi? Bă. Haide, vreau să trec. V-a supărat, a? Nu, am certat-o până acum să nu mai claționez. Fac Uber și fac la fel ca băiatul ăla. Mai... Tot ce am văzut că a ieșit în față. A propune regulă, într-adevăr, dar nu se claționează. Da, și asta, da. Merge motorul ăsta? Merge, cum să nu mergă? Are două roți în vârt? Nu merge pe ăla, pe gata l-am văzut. Păi nu merge. Nu merge, e 2100, ce să... Păi da. Multă sănătate. Bă, de ce toată lumea vrea ca motorul să meargă pe o roată? Atât timp cât are două roți, de ce ei vrea să meargă pe o roată? Eu asta nu înțeleg. Mașina de ce nu merge pe două roți, de exemplu? Mamă, data viitoare când cineva mă întreabă, așa fac. Merge mașina asta pe două roți? Nu, bossule. Păi și atunci motorul mi-a duce să meargă pe una. Jesus. Salut! Astăzi sunt cel mai mare pregătar din lumea asta. Stați, băieți! Cel mai bun pregătar din lume. De ce? Pentru că v-am pregătit ceva. Ce v-a pregătit Motorider? Păi, ei bine, Motorider astăzi v-a pregătit... Gunoi! Motorider cu gunoiul. Cel mai mare pregătar din lumea asta. Cel mai bun bucătar din lume. Fără orez, dar cu lapte. Orez cu lapte. Băi, ce trafic e în București ăsta, nu pot să cred. Stai acolo, băi, ți-a prinde țigara la... Băi, toată lumea așa prinde țigara la volan astăzi. Ce se întâmplă dacă înfiși piciorul în pământ și vrei să-ți iei o hardughie de 350 de kg? Păi, pur și simplu, pe piciorul tău este o presiune foarte mare. Iar dacă nu ai un bocanc foarte bun sau o protecție destul de ok la picioare, poți pur și simplu să îți tasezi glezna, să o rupi, să o faci varză, să nu mai ai gleznuțe. Da, 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 știu eu. Tu ăla de mergi cu gleznuțele goale. Pe motociclete mă refeream, nu. Eu n-am nimic cu voi, dar totuși pe motocicletă nu mergi cu gleznuțele goale. Fetiță năzdrăvană ce ești tu. Ia, ia, mai bagă-te acum, ia. Mamă, mamă, ce-i aici, bă, băiatule? Mergi tare? Dă-i tare, dă-i. Pune viziera, așa, așa. Ala-i, ala-i. Băgă-mi și picioarele. Mamă, băi, cum e drumul, nu pot să cred așa ceva. Aia? Ia zi. Ce, mă? Mă coc. Te coci? Am înțeles altceva prima dată. Ce? Schimbă ou cu au. Nu mă... Te? Mă coc. Mă coc. Mi-e cald. Mă coc. Și cum e o fată coaptă? Una care nu miroase frumos, mănuiesc. Aoleu, hai să mergem. Mă coc. Hai, mă, nu te mai termin. Cine, mă? Ăsta, ăsta. Dar ce credeai că spun prostii? Măi... Păi bara la bara n-are niciun fel de preludiu, ce dracu. Ce? Tu ai insistat. An la an se mulțesc din tot ce... Din pam pam pam. E pe un, e pe un. Ați văzut și voi o bucată de păr acolo la mine și gata? Nu vă arăt fața. Da semnal, băi. Semnal! Așadar, și prin urmare, ar fi bine de ce țip de internetul plin, plin, să arăți mult mai șmecher și să dai cu ochiul la gagici. Să dai bine. Ce este aici enumerat de mine până acum, este bine. Este bine să ai și o lavalieră destul de bine. Ce este o lavalieră?
o să mă întrebe unii. Am greșit drumul. Lavaliera este aia în care dacă faci așa la 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 la, sunetul este preluat din gura ta de către un microfon și este dus în cameră. Și aia se numește o lavalieră. Un microfon, mă, de ăla de-l ținea în mână. Am scos limba afară, dar nu s-a văzut. Da, nu e roșu. Eu așa știam, nu? Am văzut bine, da. De la jumate de aici a făcut magie, măi, și a făcut verde băiatul meu. S-a întors? A traversat pe roșu ca să întoarcă pe verde? Dă semnal, treci pe stânga, mergi înainte. Ne păstrăm și noi acolo banda? Bine ați acționat! Bă! Eu stai, mă, că aici trecer, mă. Ia. Băi, astăzi nu e nimeni cu țigla pe casă. Mă lași pe mine să dau de a 1 și mie și mie motocicletă de viteză eventual? Nu. Au spălat ăștia șoseaua iară, s-au dat drumul la țărăitorile astea după margine. Băi, ce veniți așa în viteză? Uaf, 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 câine, uaf. Bă, dar ce e aici? Ce se întâmplă pe strada asta? Cine știe nimic despre domeniul ăsta, dacă în schimb ai fi tu... Ne ține și noi banda? Dacă este problema la voi, ar trebui să lucrați la voi. Să vă maturizați, să vedeți... Pur și simplu, dă-o pe românește, să... pune, bă, mâna pe carte, bă, și învață, bă. Învață, bă, că nu-ți ia nimeni, bă, cartea de sub nas, mă. Motorul ți-l ia, vezi dacă nu înveți. Revenind la ale noastre, problema poate să fie și la părinte. De ce m-am enervat, nu știu, dar poate să fie problema și la părinte. De ce? Pentru că părintele poate să aibă și o traumă. Asta e bandă de înainte, nu? Da. Oh, bine ploaia, bine îmi pare, în grădină n-am o floare. Pentru că de ce? Pentru că n-am grădină. Vedem că piața asta a motovlogurilor din România crește destul de mult. Ce ai fi tu să nu dai peste mine? Sentimente pe care le trăiești aproape în fiecare zi sau cel puțin aproape în fiecare zi. Puh! Că nu-mi iese fraza! Ram, pam, pam, pam! Este un lucru plăcut și... Și ce? Eu sper că anul ăsta, întuneric, ați văzut. Vă mulțumesc. Și ție îți mulțumesc. Tu mai ai ceva de spus? Da, nu săriți pe mine, știu că tind să fiu mai serioasă decât el, deci eu nu săriți că l-am schimbat. Nu uita să fii și tu un motorrider de pe www.motorridershow.ro. Iar motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!